Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavril de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Mărie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său. Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunsând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria: Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Iconografia Bunei Vestiri se sprijină atât pe relatarea evanghelică propriu-zisă, purtând și influența unor scrieri apocrife, precum protoevanghelia lui Iacob și cea a lui Pseudo-Matei, redactate la sfârșitul secolului al III-lea, cât și pe interpretarea ei imnografică. Strofele acatistului și cântările de la Vecernia și de la Utrenia praznicului Bunei Vestiri sunt organizate sub forma unui dialog între înger și fecioară, marcate de tensiunea spirituală a alegerii care avea să aducă mântuirea omenirii. De obicei, în reprezentările iconografice ale Bunei Vestiri se pune accentul pe unul din cele trei momente ale evenimentului: închinarea și vestirea îngerului, temerile, mirarea și reticența inițială a Fecioarei Maria și consimțământul ei final.